Vredi mi-a oferit șansa de a cunoaște oameni minunați, atât din interiorul liceului, cât și din întreaga lume, prin proiectele internaționale și activitățile la care am putut lua parte. Bună ziua! Mă numesc Sergiu Novac, sunt unul dintre absolvenții promoției 2016-2020 a Liceului Teoretic Coriolan Brădicianu și am fost rugat să transmit un mesaj viitorilor elevi de clasa a noua, celor care ne vor lua locul în bănci, mie și colegilor mei, la toamnă. Simt nevoia să explic. Am fost unul dintre olimpicii școlii, am participat la Olimpiada Internațională de Matematică, motiv pentru care am fost rugat să transmit acest mesaj. După cum spuneam, am fost un olimpic, s-ar putea spune că am făcut performanță în matematică, însă nu aș vrea să vorbesc neapărat despre performanță, despre ce înseamnă ea sau despre cum se ajunge la asta, pentru că fiecare are drumul său spre performanță și fiecare va atinge performanța în felul său. Însă dacă ating cumva acest subiect, să mă iertați, defect profesional. O să vă spun o mică întâmplare, dar ca să înțelegeți puțin mai bine contextul, trebuie să știți că pentru mine olimpiadele nu au fost doar concursuri. Participând la olimpiadă încă din clasa a 5-a, olimpiada a devenit o parte din viața mea. Asta atât datorită faptului că dedicam mult timp pregătirii, cât și a faptului că trăiam foarte intens aceste concursuri, dar mai ales pentru că cu prilejul olimpiadelor am cunoscut unii dintre cei mai apropiați prieteni ai mei. Ca să ajung la mesaj și la povestea pe care vreau să vă spun, vreau să vă spun că viața m-a învățat anul acesta că nu trebuie să iau nimic pe de-a gata. Sper că există expresia asta în română. Dacă nu, ca să știți de unde vine, mă gândesc la taking things for granted, cum ar spune englezii. Și de ce spun asta? Este pentru că există un proverb, o zicală, n-aș vrea să-i spun citat pentru că n-aș ști cui să-i atribui, care zice că la un moment dat vei face un lucru pentru ultima dată și nici măcar nu vei ști că este ultima dată. Eu fiind un matematician și bazându-mă întotdeauna pe logică, chiar în viața de zi cu zi, pare destul de normal. Niciodată nu m-am simțit până acum foarte afectat sau atins de acest proverb. Pentru că este normal. Ok, facem un lucru, la un moment dat cu siguranță o să ne oprim. Cel mai probabil nu suntem conștienți că ne vom opri în momentul în care ne oprim. Însă, anul acesta, când a fost oficial că Olimpiada de Matematică nu se va mai ține, am realizat că în clasa 11-a a fost pentru ultima dată când am participat la Olimpiada Națională de Matematică. Și m-a durut. Mai ales pentru că iată că trecuse aproape un an întreg și încă nu știam că aceea a fost ultima dată când eu voi participa la Olimpiada Națională.
De ce spun că am învățat să nu iau lucrurile pe de-a gata? Pentru că n-am început în olimpiade de sus. Au fost și momente mai grele, iar pentru a ajunge la Olimpiada Națională e un efort, mai ales pentru mine la început. Întotdeauna aveam emoții dacă mă voi califica, dacă voi trece cu bine de etapa județeană. Iar în primii ani ai carierei mele de olimpic, să zic așa, mereu mă întrebam dacă anul viitor voi mai ajunge la Națională. Însă odată cu trecerea timpului și odată ce am început să am rezultate chiar la nivel național, n-a mai fost un stres. Părea foarte natural faptul că cu siguranță mă voi califica și anul viitor. Și iată că anul ăsta n-am mai participat. N-a fost vina mea neapărat, dar n-am mai participat. Și după cum ziceam, am simțit foarte tare intensitatea acestui proverb pe care vi l-am spus. În această situație și ținând cont și de contextul social în care ne aflăm, cred că cel mai potrivit mesaj pentru voi este să vă bucurați de întreaga experiență a liceului și să trăiți cu adevărat fiecare moment, fie că este o reușită sau un eșec, pentru că toate acestea contribuie la rezultatul final și la ce veți deveni voi după liceu. Vă mulțumesc!